Val de suspiciuni după tragedia de la fabrica de lactate din Botoșani, unde au murit 4 oameni. Primul angajat care a fost trimis să curețe fosa ar fi lucrat la negru și firma a încercat, după moartea lui, să înregistreze contractul de muncă antedatat. Există și un supraviețuitor, un pompier voluntar, care a încercat să intre în bazin pentru a-i salva pe cei 4. A leșinat în câteva zeci de secunde și a fost tras la suprafață. Iată mărturia tulburătoare. În fosa morții adâncă de 7 metri și-au găsit sfârșitul 4 oameni. Un pompier voluntar al comunei, rudă cu una dintre victime și vecin cu alta, ar fi putut avea aceeași soartă. A scăpat miraculos. Am asigurat-o cu funii și ne-am dat drumul. Erau toți în apă, erau înneșați, patronul era pe picioare. Maximum un minut, atât am stat. N-am zis la oameni de acolo afară să mă tragă, că nu mai stau, nu mai pot rezist. Atât nu mai, n-am mai știut și am neșat. Cocktailul mortal de substanțe din bazin, monoxid de carbon, acid sulfuric și amoniac, a fost potențat de temperaturile ridicate, în jur de 30 de grade. Fosa din curtea acestei fabrici a fost golită chiar în ziua respectivă cu ajutorul unei pompe mobile. Imediat după, primul bărbat a intrat în bazinul de decantare, la îndemnul patronului, pentru a-l curăța. În doar câteva minute, alți 4 bărbați au intrat în fosa plină de gaze toxice, în încercarea disperată de a se salva unul pe altul. Tatăl meu a fost trimis prima persoană. A intrat acolo, acum mai mult obligat pe la mainiță căldă afară. Patronul firmei a ajuns conștient la spital, însă a murit în mâinile medicilor. La necropsie s-a descoperit că victimele au suferit un edem pulmonar. Acuzațiile curg după cel mai grav accident de muncă din ultimii 25 de ani. Surse din anchetă spun că angajații au fost trimiși în bazinul cu apă reziduală, fără echipament de protecție, iar unul dintre cei decedați lucra la negru. După tragedie, firma ar fi încercat să acopere neregulile. Am constatat că una dintre victime, cel care a și fost primul care a intrat în acea fosă, contractul individual de muncă a fost transmis imediat după incident. Nici unul dintre ei nu avea în fișa postului asemenea atribuții. Era una din cele mai puternice firme din județ, dacă nu chiar cea mai importantă. Avea foarte mulți angajați din comună și un director modest. E pus în pericol intenționat dacă și-aș fi dat seama? Ce... Nu, sub nicio formă. Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar și poliția au ridicat mai multe camere de supraveghere pentru a reface filmul tragediei. Este un operator economic care a accesat mai multe fonduri europene. Noi la accesarea de fonduri facem verificare. Nu este un amplasament cu probleme din punct de vedere al protecției mediului. Cei 3 angajați ai fabricii de lactate vor fi înmormântați la sfârșitul săptămânii. Familiile lor vor primi un ajutor financiar din partea autorităților locale. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.